O ambulanță s-a răsturnat la intersecția străzilor București cu Vasile Alexandrii din centrul capitalei. Un automobil s-a ciocnit violent cu ambulanța. În urma impactului, ambulanța s-a răsturnat. Ofițerul de presă al Poliției Capitalei, Natalia Stati, a declarat că în urma impactului șoferul ambulanței, felcerul, medicul, dar și pacientul au fost preluați de un alt echipaj medical și duși la spital. La volanul automobilului se afla o femeie de 37 de ani. În urma accidentului, aceasta nu a avut de suferit. Pe cazul dat a fost inițiată o anchetă pentru a stabili cine se face vinovat.